supremă. Recent de Metropolia Moldovei despre legătura între tehnologia 5G și nou tip de coronavirus. În opinia dumneavoastră, cât de normal este ca Metropolia să implică în astfel de teorii și cum credeți într-adevăr dacă trebuie să fie explicat cetățenilor, poate să fie organizate anumite audieri în privința acestei tehnologii, dacă apar tot mai multe speculații la acest subiect? Bine, sigur că nu știu dacă sunt în măsură să comentez foarte mult. Este, mă rog, o poziție care face parte dintr-un arsenal propagandistic, din păcate, poziția ca tare, dar însăși legat de se implică, nu se implică, eu cred că noi trebuie să respectăm prevederile constituționale, separația bisericii de stat, deci biserica trebuie să fie separată de stat și statul trebuie să fie separat de biserică. Suntem un stat laic. Până la urmă, biserica are un rol foarte important, dar cred că treburile statului trebuie să fie exercitate de către instituțiile statului. De ce credeți despre această tehnologie? Unde au apărut, în opinia dumneavoastră, atâtea speculații la acest subiect? Bine, cunoașteți de unde au apărut. Este o propagandă, din păcate. Ce să comentez aici? Sunt, mă rog, aberații până la urmă. Dar care-i scopul acesta? Haideți să lăsăm oamenii de știință să se ocupe de elaborarea și acele vaccine și acelor proceduri. Fiecare se ocupe cu ceea ce face mai bine, pentru că tot ce a elaborat omenirea, da, antichități și până acum, a fost pentru a crea condiții mai bune pentru oameni, pentru a combate maladii și toate lucrurile bune. Deci, toate, dacă se fac un mesaj către credincioși, cu ajutorul lui Dumnezeu, oamenii, știință, au creat lucruri care ne-au ajutat să tratăm boli, o să tratăm, probabil, în cel mai scurt timp, nu știu cât se dă Dumnezeu, mai curând să apară acest remediu pentru COVID, așa cum au apărut pentru alte maladii care în secolul XIX păreau de netratat. Dar tot oamenii cu credință, oamenii cu știință, au ajuns la aceste concluzii. Și toate tehnologiile care le folosim noi aici sunt pentru a ușura lucrurile și dincolo de asta, prea mult deviem la subiectul ăsta, deja depinde de om. Ori le folosești în scopuri bune, ori nu le folosești în scopuri bune, chiar și cu comunicarea noastră. Deci noi, ca oameni educați, bine intenționați, fie folosim pentru a transmite un mesaj tehnologie informațională în sens, fie manipulăm cu sperietori și așa mai departe. Mulțumesc.